experimentăm mai multe variațiuni ale aceleași tehnici, de fapt fiind tehnica cadru, să spunem așa, va fi acuarela, pictura în acuarelă. Este adevărat că vom folosi mai multe materiale să ajutăm într-unul dintre ateliere imaginea să fie... Combinăm un pic cu tehnică mixtă, vom folosi și pastel și creion, rămânând în acest cadru al picturii cu apă. Aș putea spune chiar și pe apă, pentru că vom lucra la un dat cu suport umed, ceea ce este foarte interesant și provocator. E o provocare spre creativitate, pentru că atunci când lucrăm pe suport umed, este hârtia îmbibată de apă, iar culorile fac puțin din ce vor ele și puțin din ce vrem noi, deci sunt lucrurile un pic mai imprevizibile. Vom lucra și pe suport uscat, nu va fi totul atât de imprevizibil ca această tehnică. Vom lucra și pe suport uscat, vom lucra și pe suport umed, vom interveni puțin și cu materiale străine, nu materiale de apă, materiale, cum am spus, pastel, creion, chiar și tuși. Vom lucra și pe naturi statice, pe care le vor găsi participanții pregătite de mine. Vom lucra după multe imagini, pe care tot așa le voi pregăti. Vor fi variate, vor fi și imagini foarte proprii temelor de acuarelă, dar vor fi și niște imagini de Crăciun transpuse în această tehnică și câteva surprize care se vor mai contura în funcție de dinamica grupului. Vă aștept cu drag, reiau cu mare entuziasm acest curs și o să fie așa o explozie de culoare și de creativitate și de voie bună, sunt convinsă. Am învățat multe lucruri împreună.